Strict o sensul nu e ce să comentezi. Că la noi pietonul este sfânt. Este. Da? Și da. dacă își pune ochelari de cal sau își pune așa, să nu vadă nimica își pune căștile în urechi, gluga, umbrela, el este în prioritate. Dacă pe șosele de la noi, mâine, facem un transplant de conducători auto, de austrieci, de nemți, de elvețieni, de francezi, cade la jumătate nivelul, numărul de decese. A rămas efectiv gură cască, că am fost întrebat dacă retrogradarea are legătură la curs cu resursele umane. Zic că nu, nu vă ia din salariu, nu vă retrogradează în funcție. Dar cum, dar nu apăsa ambreiajul? Păi nu mai ai timp. pe pedala de da. frână. Păi moare motorul. Da. A se vedea psihoza creată din școala de șoferi cu care oamenii trăiesc. Același răzvan zice, Băi, băgăm și noi un 300 la oră? și am ridicat piciorul din gaz la 270. Pentru că era pistă veche, cu plăci de beton, se făcea dâng, 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 dâng. Și la un, dat, la un moment dat, mă așteptam așa să facă, să se ridice botul mașinii. I de ul și Impresionant. Ținută de drum, dinamică, frânare, m-a fascinat. Eu pot să vorbesc foarte mult. Asta e și scopul. De asta ați fost invitat Eu pot aici. să vorbesc foarte da. mult <laughs> și de multe ori lumea zice Aoleu, era povestea Grigorescu își pune mâna în cap. Deci am ce povesti. Dar de asta m am întrebat ca să avem... Ca păi să am de, un... de asta v-am invitat. Pentru a, okay. a povesti. Că l-am avut pe Vali Porcișteanu, care ne-a povestit și el. Are, are gura plină, plină de povești. Dumneavoastră la fel, la fel. Titi Aur, la fel. Pentru da. poveștile dumneavoastră, ale tuturor, Cristiana Oprea, la fel, da. a venit și ne-a povestit, și era normal să vă chemăm și pe dumneavoastră. În 2025, împliniți 40 de ani de carieră da. Da. În, în motorsport. Și pentru cine nu știe, astăzi îl avem invitat la Podcast cu prioritate pe George Grigorescu. 40 de ani de activitate în motorsport sau... Funcționăm acum, da? Da, 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 okay. acum suntem... <laughs> nu, nu. nu e nicio problemă, da. <laughs> Înregistrăm. Păi nu, facem în stilul relaxat, normal. Facem, da, da, foarte relaxat. Bine ați venit, ca să vadă și telespectatorii noștri că suntem politicoși. Prima întrebare, cu ce ați venit la noi, Pe curiozitate? Am venit cu... un serviciu de... cu uber am venit. Cu uber da, avem voie să cu Coboru pentru că în clipa asta n-am carnet. Opa! Pa, pa. Bun, începem cu o poveste interesantă. Da. De ce? Nu aveți Trecerea care. de pietoni. Sunt ale... intermitent dreapta. Da. Și bară mașinile bar în bară mai mici puțin, s-a mai dus încă unul. Uh -huh. Eram pe trecerea de pietoni pe așa și un pieton era foarte supărat că eu avansând, da. dar neputând să trec. A venit, a bătut cu pumnii în capotă, cel din spate claxona, domnul agent de prin intersecție s-a întors să vadă despre ce este vorba. Și, și, când s-a întâmplat, când a venit agentul de poliție la dumneavoastră, ați comentat? Ați avut motiv să comentați? E strict o sensul nu e ce să comentezi, că la noi pietonul este sfânt. Este. Da? Și da. dacă își pune ochelari de cal sau își pune așa, să nu vadă nimica, își pune căștile în urechi, gluga, umbrela, el este în prioritate. El este în prioritate și e se întâmplă de multe ori. Și dacă vine camionul de 30 de tone, el tot cu prioritatea rămâne. El tot cu prioritatea rămâne. Da? Așa se întâmplă și există situații în care pietonii la noi în țară au murit cu prioritatea în mână. Da, da, pentru da. că sunt, sunt neatenți. Mă bucur că putem să, să începem cu acest subiect, pentru că dumneavoastră sunteți și instructor de conducere defensivă. Da, chiar și în această vară au solicitat cei de la tabăra de karting, condusă de Constantin Răileanu, un nume în kartingul românesc, Îl și în automobil, și, și am fost alături de el la începuturile lui sportive în automobilism și are o serie de evenimente de tabere de karting pentru copii. Primii pași în karting de la 4 ani, 5 ani până la 10-12 ani are copii și m-au solicitat ca în timpul taberei, într-o pauză de prânz, să vin să le vorbesc copiilor despre despre securitate și primul lucru cu ce le vorbim este educație rutieră trecerea de pietoni da. adică asta e primul lucru care printre primul lucru trecerea de pietoni, nu cu glugă în cap, nu cu căștile în urechi, nu cu ochii în telefon, <gântu> -te da, pe ideea că le-a spus lor mama sau tata sau bunica care are prioritate. Uh -huh. Asta este primul lucru care, care le explic copiilor și că trebuie să oprească, nu venim în fugă, nu ne aruncăm, nu venim cu patine, cu rotile, cu trotineta, cu bicicleta de pe trotuar, zbanc pe trecerea de pietoni, că mașina, chiar dacă ne vede în ultima clipă, oricum se poate opri. Deci, uh, dar de e valabil și pentru oamenii mari. Sunt, La... ulu sunt, uluit să văd pietonii care nici nu se uită. Adulți care fie sunt cu ochii în telefon, foarte, mult, uh, foarte mulți tineri, 15-20 ceva de ani, studenți. Nu se mișcă, nu întorc capul, nu nimic. Ei sunt petrecerea de, pie de pietoni și este în pericol, în pericol maxim. Și ea să învățăm să se asigure că au fost văzuți. Că trebuie să-și manifeste intenția să se asigure că există o da, comunitate văzut, de reacții ca... cu conducătorul auto. Dacă îl vede că încetinește ok, înseamnă că, că va putea trece. Dar Eu... Dacă vine mașina la 60 la oră pe Kiselef se merge cu 80 la oră. Exact. Și curent, curent, chiar, curent. Chiar curent. Sunt, curent. Chiar sunt, pe, sunt periculoase trecerile de acolo, da? Da. Am văzut. păi să se asigure că se asigure că conducătorul auto l-a văzut și mm. are intenția să lase să treacă. Chiar dacă are prioritate pietonul. Deci asta este unul dintre primele elemente care le predăm copiilor. Le predăm că trebuie să stea în scaun, mm. să-și pună centura, Adică, ca să începem cu latura aceasta, faptul că suntem codașii Europei cu 90 de decese la milionul de locuitori în Europa, în comunitatea europeană, nu este degeaba. Nu este degeaba lipsa de educație a participanților la trafic. Nepăsarea lipsa de educație a pietonilor, că sunt multe, multe, multe incidente cu, cu pietoni. Foarte multe. Și, pe urmă, dacă tot suntem relaxați, faptul că foarte mulți conducători auto sunt proști. Sunt. Și, și mai grav, sunt proști și răi. Uh -huh. Sau sunt răi și proști. Uh, trebuie văzut care, cum închină balanța, dar mixul este, mixul este aici și este, este exploziv. Așa este. Ce vedem în București e... Iarăși ca să mă exprim și uh, foarte multă lume acum are un fel de neajunge. Când îl aude pe Titi, aur, aoleo, iar ne face asta capul mare. Așa este. Față de Titi am avut întotdeauna o rivalitate sportivă. Ne-am întrecut <laughs> an la rând și ne-am respectat reciproc. Și și eu folosesc uh, echipamentele lui de la baza de la Academia Titi. Aur avem o colaborare perfectă. Când are și el clienți mai orientați spre sport, du-te și vezi cu Grigorescu dacă vrei să mergi mai departe. Eu trebuie să fac o producție da. de defensiv, dar nu are timp neapărat să se ocupe de detalii și. Uh, deci, da, Titi are perfectă de și sunt primul susținător al ideii, trebuie desfințată ideea că avem accidente, avem decese datorită infrastructurii rutiere. Dacă pe șosele de la noi, mâine, facem un transplant de conducători auto, de austrieci, de nemți, de elvețieni, de francezi, de spanioli, deci nu... Am început cu cei mai riguroși, Uhum. cade la jumătate nivelul, numărul de decese. Așa da? este. Pentru că suntem proști și răi. Suntem răi. Suntem neumani. Am văzut, în trafic da? ne transformăm. Da. Cineva, zicem, s-a angajat într-o depășire fără asigurare. Se întâmplă, da? da? A calculat greșit distanța. Cel care vine din față, în loc să-i facă loc, da. Își nu se dă la o parte. Claxonează, dar nu se dă la o parte. Cu riscul unui șoc frontal în care e, riscul de deces este major. Nu. Deci e, vom avea, dacă a, mâine avem e, 1000 de kilometri de autostrăzi, 2000 de kilometri de autostrăzi, nu vor fi mai puține de decese. Da? Studiați puțin returul în plin sezon, duminica seara, de la mare, de pe litoral. Acolo se întâmplă foarte Nivelul multe. de agresivitate pe autostradă. E incredibil, am văzut și eu. Da? Depășesc pe banda de urgență, claxonează, Tot dau ce... se șicanează. Este agresivitate la maxim. Și toate întâmplările care sunt la accidentele sunt din asta. Sunt proști și răi. Da? da? nivel de educație. De ce? Educație rutieră, tot ce vrem. Educație generală. Da, generală. O să zicem, sunt francofil ca educație și am petrecut mulți ani și din adolescență în, în, Franța și era la un moment dat o campanie făcută de făcută în Franța pentru securitatea rutieră și Arăta, da, francezul are imaginea aceea de modată veche, de politețe, da, vă rog, da, da nu, si vous mai nu, așa, în care se poftesc la intrarea în lift. Da. <laughs> da? Ba nu, dumneavoastră, ba nu, nu se poate, nu, vă rog. Așa. După care, cei doi sau trei se suie în, în mașină și se întâlnesc pe șosea și claxoane, și semne, de alea, de alea, de tot felul. Da. Aceiași oameni. Da, da, da. <laughs> Aceiași exact. oameni. Trebuie să ne dea de, de gândit că suntem, suntem în în faza aceasta. Deci, ok, infrastructura rutieră este cum este, dar atunci când se merge cu 140 la oră pe cel E85 care este criminal și e criminal pentru că conducătorii auto sunt criminali. Da, cei de la volan. Da? Cu, curând, cu benzile alea neinspirate, totalmente, cu falsa idee că mergi pe acostament, e un acostament, poate să fie biciclist, căruțaș, tot ce vrei, mașină staționată. Da. da, aia nu e bandă de circulație. Și sunt toți localnicii care, cei care frecventează, care îi fac legea, trebuie să le dai la o parte. Am văzut. Da. da. Dacă mâine, astăzi, dacă mutăm, schimbăm conducătorii auto cu austrieci, celvețieni, nemți, francezi, italieni, brusc se reduc accidentele. Sau invers, dacă îi transpunem pe ai noi în Germania, Italia și doar ai noștri, da. o să rămână la fel de mare numărul de accidente. Da, 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 bineînțeles. Este falsa idee, păi da, dar se circulă foarte prost și atunci trebuie să gonesc. Uh -huh. Că altfel ce fac? Fac 10 ore de acolo până acolo? Până nu, nu este un argument. Și tendința este în defavoarea, să zicem, automobilului. Adică gândirea a fost anii 60-70, facem totul, mărim le mărim tot expandăm așa să meargă traficul. Iar acum cel puțin la nivel urban au ajuns la concluzia, păi da, oricum nu o să reușim niciodată să facem traficul fluent pentru câte mașini sunt. Orașul nu este neapărat al mașinilor, orașul este și al pietonilor și al turiștilor. Hai să redăm orașul locuitorilor și atunci automobilul este menținut la margini și îngrădit. Nu știu câți acceptă ideea, nici măcar dacă discutăm zic că ăștia bat câmpii. Uhum. Să le spui că în Paris, trei sferturi din Paris, ai 30 la oră. Da, așa e legea acum în Paris. Da? da? da. Am fost, uh, probabil va fi și un subiect, am fost asta, asta vara pe post de copilot, în vara 2023, cu unul dintre elevii mei, Cristiana Oprea, mi-a zis, Hai, ajută-mă, vină lângă mine, copilot, mai îmi dai încredere și m ajut să merg mai tare. Detractorii ei asta cu asta o, o pun la zid și trag în ea o mitraliază, și zice, vino să mă ajung să merg mai tare, că am mai multă încredere în tine, și, și uh, în locuri în am condus și, și eu, sau pe rutier, sau de până acolo, și auzeam țipul la mine. Frână, 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 e 30, 30, 30. Da? Deci, în orice să tuc, în orice, da. nu 50. 30. 30 30 și pe 400 de metri. Și pe 400 de metri sunt trei cradare. Da. Da? Care ți le așa în românește, ți le furi instant și îți vine amenda. Nu stă nimeni la de vorbă, la comentariu. Deci trebuie să înțelegem că asta este, asta este tendința și o schimbare de, de mentalitate. Copil mic am avut privilegiu să merg cu părinții, să călătoresc și prin, și prin Europa și uh, s-a schimbat mentalitatea. Conducătorul francez din anii 70, care mergea și el pe naționale la vremea respectivă și depășea, dă ture, bagă da? Acum dacă faci pe național în limitele de viteză, dacă faci o depășire, două, care par absurde, te clacșonează. Uh -huh. Nu vorbesc de nemți sau de da. da că da deja dau telefon la poliție. Uh, dar uh, te claxonează se izează pentru că băi, ești prost, uh -huh. da? Vezi înainte că ai cât vezi 300 de metri, toate mașinile merg în coloană, la cât merg ele? La 70, la 80, la 50? Unde te apuci să croșetezi? Așa. Deci e o schimbare de, de, de mentalitate, de mod de viață rutieră, unde aici noi suntem rămași mult mai agresivi. În Ungaria s-a schimbat foarte mult. Corect. Ungurii erau foarte agresivi la volan în anii 80, în anii 90, da? cu depășiri, cu tot felul. Sunt liniștiți. <laughs> da? Da. Nu știu dacă brusc a dat o conștiința despre securitate, siguranță rutieră peste ei sau i-au domolit radarele, camerele, video și amenziile care vin, dar efectul este, este acolo. Da. Cred că au avut și camerele un cuvânt de spus, dar și educația sunt la un alt nivel față de față de noi. Ce vreau să vă întreb, am observat că în ultima perioadă avem o mare problemă cu drogurile la, la volan. Am avut și cazul Dorian Popa, am avut și ca alte cazuri de persoane publice prinse, dar nu numai. Sunt foarte multe cazuri de persoane sub influența stupefiantelor. cei drept și aparatele drug test dau erori, cunosc caz persoană care a Isa, persoana că este suspendat suspenda permisul uh, pe nedrept, după ce s-a dus la INML, nu a avut absolut nimic, dar a stat două-trei luni fără, fără permis. Omul fiind avocat, trebuie să circule, să se ducă la diverse instanțe. Uh, de ce credeți că s-a agravat această problemă și vedeți o soluție, cel puțin pe termen scurt, dacă nu mediu sau lung? Cred că lucru, acest lucru s-a agravat pe măsura în care o generație tânără a ajuns în postura de a deține carnet. De începând cu milenialii din a, care fac parte așa pentru că mai înapoi cei cu vârste mai ridicate nu cred că se pune problema. Și aici este o problemă de educație de societate de comunicare. De modele. Cred că suntem o societate cu lipsă de modele, cu criză de valori. Criză de valori care își are în educație, care educație înseamnă școală și înseamnă familie. În familie poate să fie mai bine, poate să fie mai, mai rău. Familia poate să fie de generația veche și atunci zicem tinerii resping valorile alea. Școala și societatea nu vin cu ceva ceva pozitiv și atunci se nasc toate tentațiile. Tinerii nu, nu citesc. Corect. Da? Am doi copii. Patricia, care are deja 35 de ani. Mulți înainte. Și un tânăr, Tudor, care va face 15 curând. Tinerel. Și văd la el, lăsând o parte că eu zic că stă bine. Stă bine în sensul că încercăm să-i inducem dorința de cunoaștere prin citire, încercăm să mai restrângem, să mai limităm această nenorocire, da? și și calculatorul încercăm să învățăm că universul nu se limitează la asta. Uh -huh. da? Asta însemnând și preocupare sporturi, petrecere în timp liber, îndeleniciri uh -huh. fizice până la atelier, știi ce ai un pistol de roți e capabil să facă asistența cu mecanicii de la, de la noi puțin karting, să te murdărești pe mâini cu o vaselină, dar are colegi care efectiv universul lor se limitează aici. Da. Deci este un mare pericol că, pentru că se trăiește într-o lume, într lume virtuală, ruptă de, de realitate, unde implicit pot fi infuzat, injectat cu orice fel de idei, insatisfacții. Nu sunt un psiholog, mi se pare așa ce spun la de bunul simț. Insatisfacțiile nasc dorințe de a te realiza altfel. Tentațiile materiale sunt, sunt foarte mari. Sunt. Nu toată lumea are posibilitatea. Și atunci fuga în pe alte căi de a satisface dorințele este și bineînțeles că sunt accesibile unde aici nu pot decât să fiu contra sau să condamn să zicem lipsa de inactivitatea societății a organelor de ordine în acest domeniu. Adică un conducător auto care nu acordă prioritate pe trecerea de pieton, nu e cazul meu, mm. pietonului care este la 20 de metri mai departe, pe cele patru benzi dincolo și poliția îl vânează, stă la pândă cu 20 de metri în față, dar nu e în stare să, să pândească și să desfințeze niște rețele de distribuție de droguri. Corect. Da? Când dacă e un polițist care are meseria și pasiunea pentru asta, e suficient să stea în chirimele mascat, deghizat, într-o geacă, deci oameni incognito și sunt așa la curtea liceilor, școlilor și după două zile știe imediat, i are absolut tot. Corect, da? nu, no no greu. Și nu pe la care, nu liceanul care a consumat niște iarbă, care fuma niște iarbă, ci pe cei cu pulbere albă și care le distribuie și le vând și deci aici cred că este primul lucru să organele de ordine să facă ordine în, în, propria, în propria ogradă. Exact cum le spune numele, organele de ordine. Așa este. Greșeala pe care am făcut-o eu acum este că nu am inclus și alcoolul. La aceste substanțe, pentru că și alcoolul creează dependență, este un drog, în oarecare măsură. Mi se pare că avem o problemă și cu alcoolul. Alcoolul este altfel sau mult mai clar, clar, reglementat cât ai în sânge. Este mult mai clar reglementat și uh, alcoolul beneficiază, zicem, combaterea alcoolemiei la volan beneficiază de o tradiție în legislația rutieră e, românească, da. fiind printre puținele țări unde este zero. Da. Da și nu lasă loc de interpretare. Sunt aici opinii care spun de ce nu facem și noi ca francezii unde ai voie de un 0 0 nu știu cât poți da. să bei un pahar de bere sau un vin un pahar de vin la masă în timp ce mănânci că nu ți va afecta percepția și funcțiile. Dar um, campania în general s-a creat această tradiție uh, non nu alcoolului la, la volan. Nu știu acum generația tânără cum, cum este, dar drogurile au scăpat, au trecut pe lângă această așa este. campanie. Și nici la nivelul organelor de ordine, poliție, rutieră și așa. În ultimii doi ani de zile am se constată o oarecare conștientizare a flagelului care, care este încă nu avem trusa nu știu care, încă nu știm să o folosim, rezultatele care vin cum vin, ar să fie mult mai, mult mai clară treaba. La stupefiante este foarte greu să determini când te afli sau nu sub influența lor, deoarece ele rămân în sânge foarte mult timp, rămân în salivă foarte mult timp, o săptămână, două, am văzut și trei, trei săptămâni. Și dacă tu vii dintr-o țară, precum Olanda, te duci în Amsterdam, în concediu, acolo este legal 100% să consumi. Vii acasă, treci o săptămână, trec două, te urci la volan, ți se pune uh, acel test, acel test de salivă, ți apare că ai în sânge, tu la două săptămâni după ce ai consumat, e clar că nu te mai afli sub influență. Dar cu toate astea rămâi fără permis și ți se face dosar penal ar trebui să există altă metodă de combatere? Nu știu, aici nu e specialitatea mea, dar cred că cel mai simplu este să nu uităm ce fac alții. Uh -huh. Și să luăm exemplu din jur, n-are să descoperim America acum. Sunt țări cu experiență în domeniu, în Europa cel puțin, și putem prelua ce este mai bun și să ne aliniem. Uh -huh. Să ne aliniem la lucrurile bune, care avem din punct de vedere instituții, ale statului, de multe ori ne aliniem la lucrurile cele nu neapărat cele mai în favoarea cetățeanului. Așa Avem este. această tendință să, să preluăm excesele. Da. Așa este. Haideți să trecem la gânduri mai plăcute, să spunem așa. Ați început cariera sportivă în anul 1985, dacă nu mă înșel, pe Olsitul Proprietate Personală. Da, exact. E o poveste pe care am spus-o și ați și preluat-o. Da, da, lucram la Dacia Pitești. E... Și a ați osit. Da. <laughs> e, pentru că în acei ani se stătea la coadă, la rând, la luat mașina. Da? da. Și la ce? Dacia. Uh -huh. Și e, lucrând la Pitești, unde era și centrala industrială auto, CIA. <laughs> da, CIA, da, CIA, da, nu, nu, Centralea Industriei Auto, da. care regrupa ca structură sub minister toate unitățile producătoare de, de componente. Uh -huh. Pentru că industria auto este o industrie care adună componentele pe orizontală și iese produsul finit. Da. Și toate erau grupate acolo, și Dacia, și Aro, și și fabrica de pistoane de la Balș, de cutare, deci uh, și uh, se acordau facilități. Toată lumea se înghesuia la Daci, începuse Olsitu hmm. și la Olșit nu era. <laughs> și zic, păi, decât să stau să mă aștept una jumătate, m-am înscris la Olsit cu facilitatea pentru cei care lucrau în domeniu și așa am hmm. luat uh, am luat all seat. În ce an ați luat all-seed-ul? 1983, 83, 84. Și, 83, cred. și cum v-ați gândit să participați cu mașina de stradă, mașina personală În 85 se pe, uh, petrecea acest lucru. Uh, începusem să. Presiunea auto în familie este veche. Ok. Uh, am trăit. Uh, mama tehnician proiectant de la Steagul Roșu Brașov, camioane, da. tatăl care a lucrat în domeniul camioane Brașov și după aceea a evoluat spre domeniul auto. Și așa pentru pasionați cu istorie, că vorbim de istorice acum, că tot se poartă și trendul mașinii istorice, era acel MS uh -huh. care s-a făcut, a devenit ARO M460 cu inspirație MSU ul sovietic. Exista, deja se făcea la camioane Brașov motorul V8 pe sru -ul. SR ul vine de la Steagul da. <laughs> nu e altă apelație sportivă. Și uh, ne trebuia un motor și atunci ce au făcut, au luat motorul, de, motorul V8, le-au tăiat în lungime, și aici, motorul L25 de 2500 cm3 în linie. De aici vine L25, da. care s-a pus pe M460 și de acolo, după aceea și pe ARO 240. Tata a lucrat la crearea acestui am motor dintr-un V8. Deci am, am trăit și am crescut cu automobilul în casă și pasiunea exista. Anii 60 unde Tata, fratele lui erau cu motocicletele. Da. Mama a mers pe motocicletă cu mine în burtă până luna a șaptea. E incredibil. Mă zic că de acolo ah. mi se trage. Deci erau anii, anii 60, 55-60, care erau explozia motociclismului. Țara se dezvolta puțin, era mai accesibil, ca mașinile mai greu. Da. Și deci asta a fost ambientul Ambient de motor da. Motocicletă, mașini și, Deci pasiunea exista Și uh, m-am apropiat de departamentul Dacia De competiții Și uh, să mă împrietenesc Și să mă bag și eu în seamă Să văd cu ce se mănâncă Am înțeles că nu vine nimic pe tavă Și uh, atunci am zis Hai să iau o situl de acasă să mă duc la începători, la uh -huh. debutanți, unde și era doar arcul central. Uh -huh. Și povestea povestită mai multe ori este că am apucat să fac. Toată lumea se descurca pe acel sistem, să facă tot fel de lucruri în uzină, și, și atunci am făcut în uzină un Roll Cage, uh -huh. arcul central, cu două V-uri prinse în spate, în șuruburi, și am ieșit cu arcul central pe poartă, cu un pol, cu un. 20 de lei la, uh -huh. la portar, da. zicând că e bătător de covoare. Îl da. duc la bloc. Da. Fantastic. Și așa am, așa am făcut roll cage și cu câte un jigler, mai nu știu cum, luați de la cei de la Craiova. Paul Prună, Petre Cojocaru, care nu mai e cu noi, din păcate. Și Așa m-am dus și m-am dat la viteză în coastă, Râșnov, Valea Cetății, prima mea cursă. Înainte să vorbim despre primele, primele curse, sunt curios cum se obținea permisul de conducere pe vremea aceea, cum era școala de șofer și cât de ușor se lua permisul atunci. Se lua mai ușor atunci sau se ia mai ușor acum? Nu știu să spun, pentru că i-am luat permisul în Franța. Ei, na. Am dat examenul, da, perioada de adolescență din clasa 7 până în anul 2 de facultate am făcut în Franța și la 18 ani jumate, 19, 19 ani am luat permisul în Franța. Adică, Am dat examen, am făcut școala de șoferi, de asta sunt foarte familiarizat cu, cu sistemul de acolo da. care a evoluat și el. Dar e interesant de, de comparat criterii de evaluare deja din acei ani da. cu ceea ce nici astăzi nu este în, în România. Nici măcar astăzi. Nici măcar astăzi. Înțeleg. Acum am înțeles că a evoluat și la noi examenul de, de conducere, dar în anul 1978 în Franța intrai în sală și aveai o proiecție, aveai formularele cu da. A, B, C, D, da? Și aveai o proiecție în care ți se, ca aici, se afișa o fotografie, o fotografie luată de la volanul mașinii. Da. Cu o situație din trafic, în care vedeai un semn cu o intersecție, în cruce și o mașină care vine din dreapta și te întreabă a cost prioritate mașinii din dreapta sau nu. Uh -huh. Da, pentru că e cruce simplă și prioritatea de din dreapta În Franța e sfântă prioritatea din de, de dreapta. De dreapta E și lăsată să funcționeze mai mult decât la noi Pe principiu că nu poți să pui cât un semn la orice intersecție de drumuri Așa este da? Da. Și nu există, asta în cursurile de conducere defensivă pe care le facem De multe ori am avut companii care mi-au solicitat să evaluez oamenii angajații, să le oferim ceva în plus și să și pregătim, de exemplu, cum se poartă acum. Uh, sunt companii care iau angajații și trimit să lucreze câte o lună, două, trei în străinătate. Da. Și uh, cel mai trimit în Franța și atunci le făceam o mică pregătire. Uh -huh. Nu este noțiunea de drum principal, drum secundar. Corect. Dacă eu merg pe un bulevard și vine uh -huh. uh, drumul din dreapta, străduța din dreapta, nu da. există că eu sunt pe drum principal, celălalt e secundar, care cine e capabil să le evalueze? Uh -huh. Cel care vine din dreapta are prioritate. scurt. Da. da? A, am semn drum cu prioritate? Se schimbă atunci condițiile și și pentru celălalt are și el semnul de cedează trecerea. Da? Da. Deci, fotografiile erau de la volanul mașinii cu cazuri concrete și aveai 10 secunde să spui A, B, C, să bifezi. Da? Da? În, la școala de conducere, încă și astăzi în România, te învață cum să mergi prin oraș, să virezi la dreapta, să virezi la stânga, eventual cum să parcurgi un sens giratoriu. Da? <laughs> și vedem conducători auto cu școala la 20 la oră pe bulevarde, la oră de vârf, incapabili să înscrie în trafic. Așa este. E, da? o, e o problemă la noi. Asta este o problemă. Școlile auto, acolo, deja în anii aceia, aveau o cotă. Uh -huh. Cota era în funcție de nivelul de succes la examen. Uh -huh. Deci, dacă conducătorii școlii auto, patronul școlii auto, avea interes ca cursanții să ia examenul. Da. da. Iar examenul nu te evalua funcție de cum faci un viraj la dreapta. E bine, hai că știe. Da? da? E mult mai sever în anii aceia față de ce este și acum. Da? da. Una din metehnele principale în, la conducătorii auto din România, una este, de exemplu, apăsatul ambreajului. Da. Care este o psihoză, o boală venită cu ea din școala de șoferi provenită din psihoza care se creează, au să numără motorul. Să nu motorul, care da. instructorul îl învață să apese ambreiajul da. și mai întâi apasă ambreiajul după care frânează. Și rămâne cu meteahna asta și atunci când frânează pe autostradă la 120 la oră. Tot cu ambelezi. mai întâi apasă mai întâi ambreiajul și frânează. Din punct de vedere siguranță, de. este dezastros. Da. Retrogradare nu există. Așa anecdotică, ai zis că putem vorbi oricât, da? Uh, și nu avem probleme. Chiar, un chiar, chiar, vă rog, pentru că este o problemă, și uh, chiar și Titi, când a venit la noi, a fost aspru criticat că vezi, Doamne, apoi, dar cum? Să, cum să frânezi fără ambreiaj, că moare motorul. Da. da, dar Am avut cursant care le explicam, avem partea teoretică, și după aceea practică. Da. Uh, și când angajați de firmă, veniți da. cu compania. Pentru că mă fac o paranteză. Omul conducător auto așa, este prea mândru. Da. Cum adică? ce să mă învețe, ce să învațe pe mine Titi sau Grigorescu. Ce am da. mă duc la scurt la asta. Da. Dau banii bani, ce să mă învețe pe mine. Ce nu știu. că te trimite compania n-încotro. Da. Și ne am auzit de cuvânt de retrogradare, întreabă zice, așa discret zice. Are ceva legătură cu resursele umane? <laughs> da. da Retrogradare și la poște, da. fișe și nu știu ce. Da, da. Deci a rămas efectiv gură cască că am fost întrebat dacă retrogradarea are legătură la curs cu resursele umane. Da. zic că nu, nu vă ia din salariu, nu vă retrogradează în funcție. Da. Și a, a, Deci, da, nu știm să retrogradăm, nu știm să frânăm nu știm să da. frânăm nici la viteză mică, pentru că nu știm ce aia frânare de, de, urgență, la curs frânare de urgență, dar dacă mă lovește unul din spate? Lasă să te pe atunci preferă, alege. Da. Ori vrei capul copilului pe parbriz, da. Da? ori vrei bara spartă, stopurile sparte, pentru că ăla la altul oricum nu stă la distanța care trebuie. Altă metehnă da. gravă în neatenție, vă, cu telefon mesaje, distanță și viteză. Și toate astea le punem, iese dezastru. Dar nu știm să frânăm. Când adică, astea? în general, pentru frânarea de urgență, adică maxim, din da. primul moment, forță maximă, da? da? Cum adică? Dar nu o tatonăm mai întâi? Ce nu. să tatonezi? La nu? mașini n-ai ce. Tatonăm la alea vechi pe zăpadă ca să nu blocăm roțile, da. dar la mașinile moderne nu avem ce să tatonăm nimic. Maxim din primul moment ca să câștigăm timp. Da. Dacă se dovedește că nu e nevoie după aceea, adică frânarea de urgență este degresivă, tare din primul moment și după aceea ușurăm, nu invers. Nu invers da. Și trebuie să stăm să facem minimum trei exerciții pe al patrulea, al cincilea, încep să înțeleagă să frâneze. Uh -huh. De urgență. Da. La conducători auto care au permis de 10 ani, de 20 de ani. Nu e admisie așa. Apoi de uh, uh, feedback. domnule foarte tare, zice. Eu niciodată n-am făcut așa ceva. Nici n-am știut că se poate frâna așa. Dar cum, dar nu apăsa ambreiajul? Păi nu mai e timp. Trivești pedala da. de frână. Păi, moare motorul. se mm, vedea da. psihoza creată din școala de șoferi cu care oamenii trăiesc. Da, 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 da. Ce treabă e cu muri motorul? prefer să moară ăla de pe capotă da. sau să moară motorul? Păi și, nu se întâmplă nimic. Uite, la mașina asta de curs, tu ai făcut 5 frânări de urgență. Și -o mai sunt încă 10 înaintea ta, și încă 100-200 înainte, da. și motorul, da, se oprește, moare și ce se întâmplă ceva? Deci, atât de este ancorată da. această psihoză cu muritul motorului. Deci, motorul. nu știm să frânăm. Da. Nu știm să frânăm de urgență, nu știm să frânăm cu retrogradare pe, pe șosea, la viteză mare. Ca să revenim la examenul auto din, din Franța. Da. Uh, discutăm încă o dată, 1978. Corect. Și se spunea, vei căuta să conduci la înscriindu-te în trafic. Cât mai aproape de viteza maximă admisă. Uh -huh. Dacă ești pe bulevard la 60 la oră și tu te târii cu 20, cu 20 la oră, da. înseamnă că tu nu stăpânești condusul, nu stăpânești mașina și ți-e frică. Da. Da? Și ești o piedică în trafic. Ești un piedică în trafic, ești un pericol în trafic pentru tine și pentru ceilalți. Deci nu mergi carnetul. Da? Deci trebuie să înscrii în trafic cât mai aproape de viteza maximă. Vei folosi raportul cel de viteză la cutia manuală cel mai ridicat. Adică nu mergi între a doua la 60 la oră. Nu. Pentru că nu merge economic. Nu merge economic și poluezi. cu -mi de 1978. Wow! Nu. Da? 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 și uh, deci trebuie 30 de ore să fii măcar într-a patra. Uh -huh. da? E roșu în față. Îl vezi dacă îl vezi Că da. asta e altă problemă. Oamenii conducători auto zic așa mici concluzii spicuite da. din cursuri din experiența cu cursanții nu privim nu privim nu privim ales unde trebuie. Da. Nu privim departe nu suntem capabili să culegem informațiile ca da? să nu putem explica Că dacă este roșu în față, mai sunt încă 200 de metri și tu ești cu piciorul pe accelerație. Da, în loc să o ori lasi, nu privești, da. ori ești prost. Mi se întâmplă foarte des. Văd că este roșu, o las în frână de motor, mai bag o retrogradare, am timp să încetinesc, da. că tot roșu rămâne da. la semafor. Da. Și văd așa că vum, vum, unde da. vă duceți? Da. Că e roșu la semafor. A, așa. Ei ajung la roșu, eu se opresc, și până să ajung eu se face verde și eu continui să merg da? și trec așa pe ei. Deci este roșu în față da. și de la 60 la oră sau 50 la oră, era 60 la oră, acum da. e 50 la oră. <laughs> Dacă îmi e cumva 30. Da. Uh, trebuie să frânezi. Conducătorul auto român, cum să zicem 99 din 100, în ambreiajul și pune în punctul mort. Așa este. Deci da? e total greșit. Sau calcă ambreiajul și stă cu piciorul pe ambreiaj. Și stă, da. da? Și la, și și curge și la mașină. Mașină. rămâne cu piciorul pe da. ambreiaj. Da. Dacă ai făcut treaba asta, te mai testează odată. că a fost o greșeală. Uh -huh. Înseamnă că n-ai învățat ce trebuie. Deci n-ai ce căuta să conduci pe drumul public. Da. Deci dacă ești intrapat e obligatoriu să se frânează se retrogradează 4-3 ambrezi. Da. Nu stai cu piciorul în ambreaj, de nu doar schimbi, că mulți da. când căutăm îi corectăm, plimbă schimbătorul cu piciorul în ambreiaj, aia nu e retrogradare. Da, exact. Am văzut și eu cazul ăsta. Dintr-a patra, a treia, piciorul de pe ambreiaj dai a doua, iei piciorul de pe ambreaj, da. doua, ai piciorul de pe ambreaj da. și ajungi în faza să te oprești și în ultimul moment, înainte să oprii mașina, apeși ambreajul și te-ai mobilizat. Da. O scoți din viteză, iei piciorul de ambreiaj, Exact. Da. Da? Asta înseamnă retrogradarea. Nu, să faci, nu, faci, asta, nu e examenul. Uh -huh. Simplu. Toată lumea este mirată. Cum adică? Da. da. În Franța nu e, nu luai în nu 1978 și nici astăzi nu e examenul fără să faci. Păi da. deci, păi la ce e bun? Că tot aia este. Nu. Pentru că creem automatisme. Deci în actul conducerii da, funcționăm cu automatisme de prinderi fixate, ca, de prinderi create în școala auto, care prin practică se fixează ca automatism. Și funcționăm pe automatisme. Da? Dau exemplu cu. Nu mă cred. De ce un creion? Ce da? Scrie numele. Și eu fac. Zic stop. Cât ți-a luat să apuci creionul? Aia a fost un a gândit? Nu, e un automatism. Da. da. Deci la fel este și în conducerea auto. Debutantul, a, asta e pe da, apăsăm am întâi cum a zis, după care băgăm în viteză și ușor, da? Nu, da? când sau totul este fixat la nivel de automatism, nu mai gândești. Ești capabil să porți o conversație, să te gândești la altceva. Da? Dacă automatismele ne învățăm așa, așa vom face și la o frânare de urgență cu o căruță la 90 la oră, 100 la oră pe șosea. Da. În mod automat da. vom apăsa îmbăreajul, încălca frâna da. cu, și vom încălca mai întâi ușor până ne speriem și va fi oricum prea târziu. Da? La fel și cu a, tăiatul virajelor. Uh -huh. Deci vin din vest spre est, cam de prin Ungaria încoace, se taie virajele. Am observat, da. da? Deci, păi da, dacă e liber. Lăsând aspectul uh, legislativ, că nu ai voie să mergi pe contrasens. Da? Deci, păi da, da, e mai ușor, mai ușor. Dar creăm un automatism automatize. în sensul ăsta. A, o fac la cursă, că e o probă specială. Da. da? Eu o fac la cursă, o probă specială și îmi fac trasa optimă. Și trebuie să ajung să merg maxim de tare ca să beneficiez despre această trasă. Da? În traficul obișnuit. Și vedem conducători auto pe viraje în care poți să treci cu 100 la oră, pe bandata ta. Da. Ei taie virajele la 60 la oră. <laughs> Pentru că s-a creat un automatism. Așa este. Și ne întâlnim din față cu un altul care și-a creat același automatism, și în ultimul moment evită sau nu sau nu evită. Sau nu evită. Da? Deci sunt foarte multe metehne de acest. Am dat exemplu cu examenul de conducere auto, și la examenul de conducere auto, acolo te punea undeva la marginea orașului. Cam ca la noi, că nu te pune să dai examenul la universitate. Da. Da? Mai la margine puțin, unde e un trafic. Păi da, dar nu numai viraj 90 de grade stânga și dreapta. Da. Nu. Te scoate și pe o bretea de autostradă, de ce avem că nu prea avem pe aici da. și vede capacitatea ta de încadra în trafic. Da? Vede capacitatea să fii de pe o bretea laterală, să accelerezi, să te înscrii în fluxul de mașini la 90 sau 100 la oră. Da. Să vadă cum te uiți. Mergi în cartier pe străduțe mici, dacă ai stradă cu prioritate și tu treci teleghidat da. înainte, păi am prioritate. Da. Nu se uită la tine. Uh -huh. Dacă vede că nu te-ai uitat stânga-dreapta te te da. și nu ai ridicat piciorul de pe accelerație să fii gata, da. dacă e nevoie să frânezi, înseamnă că nu știi să conduci preventiv. Deci nu ești apt. A, păi prioritate am prioritate. Uh -huh. păi da, tu ai prioritate, da. Poate din dreapta vine unul care n-a văzut că trebuie să cedeze trecerea. Ce faci, îl omori? Uh -huh. Da? Deci asta înseamnă conducere defensivă, care discutăm din o dată de 1978 la examenul de conducere în Franța. Nu făceai asta la intersecții din astea de cartiere, că se o de străduțe de, de da. cartier și tot așa dau și examenul. Da? Dar plus autostradă. Nu faci asta, înseamnă că nu ești pregătit. Parcare nu un poligon. Parcare, uite acolo locul ăla. Uh -huh. De-a lungul trotuarului, parchează. Tragi, pui da. semnal dreapta, dai cu spatele, ai dreptul la maxim 3 manevre ca să aliniezi mașina cu trotuarul. Da. 1 2 3, 3 dacă, este. Da. dacă ți Da. Dacă din 2, mai e bine. <hă> Deci exact, conducă, conducătorul este mult mai bine pregătit Și școala de șofer este stimulată prin Așa era atunci, nu mai știu cum e acum Prin cotele de succes la examen da. Să pregătească, să prezinte conducătorii auto în, în, condiții, în condiții bune că, Pentru că de aici ajungem la cei 90 de morți La milionul de locuitori unde suntem acum Păi, el a condus doar la 50 la oră, la 60 la oră, pe străzi de cartier, pe cât un bulevard. Uh -huh. Și după care îi dă în drumul pe șosea, îi dă în drumul pe E85, unde tirul bagă în șanț în dreapta sau uh, suv de 400 de cai îl înghesuie pe banda de, de urgență. El ce să facă? E speriat de busolat total. Da? Pentru că tocmai a trecut de la școala de șofer la 50 la oră. Brusc în, în trafic. Da. Am beneficiat în ultimile ore, mi-a zis instructorul atunci, zice, vezi că te ok, de planificăm, mai avem, trebuie să luăm două ore dintr-o dată. Că înainte luam câte o oră. Da. Două ore, păi ce, mergem puțin în afară. Mergem în afară, pe autostradă și îmi spune calco. Ce uh -huh. calco. Conducătorii autodebutanți erau limitați la 90 la oră. Uh -huh. Așa. Calco, Și calco. Da. Și am fost la 140 la oră. Fie 110 140 pe acolo. Da. Zice, menține așa. Și zice, trebuie să vezi cu mine în dreapta uh -huh. cum este la 140 la oră Da? Decât să fie primul lucru de curiozitate pe care l-ai după ce te-ai văzut în mână cu carnetul. Așa este. Da? da? Și m-a ținut la nivelul ăla de 130-140 la oră, vreun sfert de oră, 20 de minute, ca să mă vadă. Și iau în direcția tare, schimbă benzile și ca să vadă cum reacționez la oboseală și la stresul acesta. Da. Eram pilotul de, de teste la, la un moment dat în anii 90, la niște publicații auto. Și un redactor șef, nu ai să spun acum numele. Uh, Chiar, vă rog. Uh, nu, nu. nu. Ah. Așa. Nu avea carnet, își deci lase carnetul. Uh -huh. George zice, ai, acum, zice, am făcut testul, evaluarea pe viraje, ce până la București conduc eu, dar stai lângă mine și spune. Uh -huh. Și la 90 la oră îi transpirau mâinile, curgea, transpirația pe tâmple pe aici, <laughs> găfuia de stres la 90-100 la oră. Uh -huh. Și băi, mișto mașina asta. Adică, da, e mișto. <laughs> <laughs> Mai trebuie să ce mașină era? Pentru că... Cred că era un BMW. Uh -huh. da. Mișto mașină. Și... Uh... În fine, se știe la câte publicații auto am colaborat în anii aia, dar nu zicem acum numele. Și uh... Apropo de școala auto, da. de aici Titi a avut o inițiativă legislativă privind introducerea unui sistem obligatoriu de trecere la cursuri de conducere defensivă dacă ți-e permis carnetul și da. nu știu ce. A fost desfințat propunerea lui pentru că zice ok se aprobă. Dar cine face aceste cursuri? Pe cine a abilitat? Pe cine a abilitat? Uh -huh. Păi, instructor auto, școlile de șoferi. Pentru că școlile de șoferi au interpretat această inițiativă legislativă drept un atac direct la monopolul lor pe care îl au. Adică, cum adică nu suntem în stare. Uh -huh. Da, voi formați conducători proști, incapabili să conducă pe drumurile publice în ziua de astăzi. Da? da. Nu, nu, nu veniți voi ăștia, piloții sau altele cu cursuri de conducere defensivă, trebuie conducerea defensivă să fie provăduită și efectuată de instructori abilitați certificați. Cine? Păi din școle de șoferi. Deci a fost făcut instant harcea-parcea acest, acest proiect. Din păcate. Să revenim la, la curse. Prima cursă cu Olsito, cum a fost? Scurt, viteză în coastă, 4 km cât erau la Râșnov, de jos sartul la Strand, nu mai e Strand în ziua de azi, mm -hmm. brașoveni, știu, sunt brașoveni. Da. Așa, și sosirea sus în vârful de pantă, ca în ziua de astăzi. Și nu v-a fost frică? Ultima etapă din campionat, rece, umed, un septembrie, octombrie pe acolo. nu. Nu, îmi plăcea să conduc uh, sportiv, beneficiasem și de. încă o dată, în familie, tatăl conducea foarte bine. Uh, și. Uh, nu, nu, a fost cu plăcere. Am venit locul 2. Uh, am fost bătut la debutanți de Tinite, și acum să rămâne întotdeauna prima cursă de Paul Prună uh, de la Craiova, de Oții Craiova, care lucra așa <laughs> și alerga cu totul osit, dar ei mai știau mai bine jiglere, una alta, și m-am bătut cu el. M-a bătut, nu știu, cu vreo secundă pe acolo, dar oricum a fost foarte mulțumit de, de rezultat. Și după aceea cariera a evoluat destul de frumos. În 1996 a câștigat titlul absolut de campion național al raliului. Da, așa, cariera a fost, a fost anii 86-87-88 la Dacia Pitești, combinând și copilotaj și pilotaj. Uh -huh și după care am trecut la am plecat de la de la Mioveni. Deci am stat în Mioveni, în anii respectiv, toată lumea toți absolvenții, erau orașele închise uh -huh. și Mioveni avea un mare avantaj că față de piteș nu era oraș limitrof. Da. Comunele limitrofe erau interzise la repartiția absolvenților de facultate. Uh -huh. Erau, nu știu cât toate orașele științele de județ, 40 ceva de orașe, erau interzise. Deci ai Politehnica, asec ce terminai, da. nu puteai să-ți iei repartiție, nu se dădeau locuri de muncă în aceste orașe, nici în comunele învecinate. Am înțeles. Și între Pitești și Mioveni, unde e Dacia, există, există așa, Comuna Mărăcinei. Uh -huh. Deci Mioveni nu e învecinat cu Pitești. <laughs> și erau locuri la Pitești. Da. Și, bineînțeles, unde repartiție? Pitești, Mioveni și am stat acolo șase ani din convingere și toată lumea după aceea umbla cu șmecherii hai să ne detașăm, să ne mutăm unde sunt părinții, de acolo hai să venim mai lângă casă dacă ești bucureștean nu, am zis, mersi mi-o veni trăiască domeniu auto navetă cu mobra <laughs> da <laughs> înainte de o a fost mobra și uh, uh, deci am, fiind acolo m am lipit puțin oarecum de secția de, de competiții și după când am plecat de acolo m-am mutat la Dacia Service. Dacea Dacia Service care era, era uzina Dacia, era uzina OSIT, producători auto, după care erau echipe puternice, era Dacia Service, Pitești, cu piloți și la Sibiu și la Cluj, întâlneam da, și uh, mai era IPA Sibiu, ca echipă ca puternică, Fortus Iași, să nu se spunem la cuităm pe alții, uh -huh. dar astea erau, să mi le-amintesc ca principale. Și m-am mutat la Dacia service. Uh, N-am mai putut să fiu pilot, am devenit copilot cu Ionel Mălăuț uh, până în uh, 93. Uh, prin 90-91 am achisionat. Uh, Mașină de curse din străinătate, un Renault, un Renault 5GT, un Renault, un Renault 5GT, 5 da. prima mașină de grupa N, adică serie doar suspensii, după care a fost un 5GT mai evoluat, mai grupa A, și după care a fost Clio Williams. Williams da. Am trecut, am preluat locul din stânga la, la volan și. 94, 95, 96, titlul de campion național. Absolut, în duel cu Titi Aur, cu Dodo Toma, Heinz Gunnar. Acel Clio Williams a fost o super mașinuță. În, în anii 90, Williams domina în Formula 1 cu. Da, Nova. aici este efectul marketingului. Da. Mașina era simplu, modelul Clio, care Renault Sportul l-a făcut mai întâi cu un motor de 1.8, 16 valve la 135 de cai, după care a scos motorul de 2 litri, 150 de cai avea de stradă și l a scos într-o număr limitat de exemplare, l-au folosit pentru omologare. Da. Că în ea să fabrici modelul respectiv să fabricat în minim 2500 de exemplare de serie, 2 ani consecutivi. Da. da. Și doi ani au scos modelul ăsta doar în varianta un albastru cerneală mai închis, cu jante aurii, aurii da. cu liniuță mică aurie pe lateral. Și comerciale au zis Williams. Uh -huh. Pentru că în anii respective erau cu Williams în Formula 1. Deci este o denumire împrumutată de la Formula 1. Ca să vândă un model într-o serie limitată. Da. Mașina nu avea nimic comun cu Williams. -ul. Era pur și simplu o exploatare comercială, o utilizare a investiției, a imaginii din Formula 1 pentru a vinde modelul sportiv al mașinii de serie, care se avea și de omologare. El a fost după aceea evoluat, declinat în variantă Grupa N, Grupa N Production Car. Cât mai apropiate de serie, uh -huh. și grupa A. Și am avut un Clio Williams, varianta de Cis Williams, deci de grupa A, motorul de, de 2 litri, care era o mașină foarte amuzantă de condus, performantă și a rămas mulți ani în, în faza aceasta. M-am uitat pe statii, ați concurat ceva cu Williamsul. Ați participat în foarte multe. 94, trebuie. 95, 96, 97, până, nu până 97. Uh -huh. 97, 98 am trecut la Maxi Clio, primul da. kit car, omologat la FIA. La kit car aveai voie să. erau reglementate niște evoluții în plus. La grupa A trebuia să rămână caroseria de serie, elementele dinamice de serie și roțile trebuia să se încadreze în gabaritul aripilor de serie. Da. La grupa au permis o extra lățire cu aripi umflate, cu evoluții la motor, admisie directă pe fiecare cilindru în parte în principal. A apărut, dar nu din prima dată, a apărut pe aceea și cutia secvențială, că nu era un, un, sistem foarte, foarte popular chiar la mașinile de grupa A. Uh -huh. Și uh, 97-98 a fost uh, Maxi Clio uh, A lăsat amintiri foarte plăcute Pentru fani Era o mașină care suna uh -huh. foarte fain uh, Din două motive uh, Una avea o cutie foarte scurtă uh -huh. Deci o înlănțuire A treptelor uh, Încă sunt oameni care se gândesc Când zic cutie scurtă Că se schimbă Și mai ales avea un eșapament lateral deci momentul lateral care sună, are un sunet mult mai puternic, când motorul se învârte și schimbă acolo, ești între 7.000 și 8.000 de ture, rezultă un sound, un sunet foarte, foarte fain. După care a venit Maxi Megano, da. care mergea mai sus în ture, da? mergea la 8.700 de ture uh -huh. și... A... Dar avea un eșapament în spate, uh -huh. și cutia am luat o cutie care să acopere și mașina era mai rapidă. Uh, și asfaltul și macadamul. La asfalt ar fi trebuit o cutie mai scurtă, la macadam o cutie mai, mai lungă. Și am ales o variantă intermediară, uh, dar care se traducea deja mașina fiind eșapamentul în spate. Era o mașină de uzină din campionatul britanic da. și care a mers în mondial și aveau norme mai stricte privind sunetul și atunci era un eșapament cu ieșire în spate și cu o tobă finală, puțin un zgomot mai catifelat, să zicem mai puțin aspru decât cel ieșire laterală și cutia puțin mai lungă de la Camaxi Clio. Rezultatul nu mai era același spectacol de sunet pe, pe proba specială. Eu când am început să citesc reviste auto și când a început pasiunea mea pentru mașini, era la începutul anilor 2000, 2000, 2001 pe acolo, și am început să cumpăr reviste auto și pe vremea respectivă, la vremea respectivă, în revistele auto erau uh, acele pagini dedicate motor sportului cu rezultate, cu ce s-a întâmplat în etape și tot timpul vedeam Maxi Megane, Maxi Clio, ce însemna Maxi eu asta, când eram copil, pe mine mă fascina cuvântul Maxi. De ce se numeau Maxi Clio și Maxi Megane? Pentru că din punct de vedere comercial s-a creat acea categorie kit car, da. în care îți dea voie să lățești mașina, da. îți dea voie la un sol în plus la dimensiunea a, a diametrul jantelor. Clio era de serie pe 15 țoli, grupa A avea voie de 16, ce s-a dat voie la 17 sol diametru. Da. Uh, și, și acestea au fost denumite Maxi. Uh -huh. Și de aici au născut Maxi Clio, Maxi Megan, Peugeot 306 Maxi. Uh -huh. uh, deci asta era deci, aici este originea cuvântului da. Maxi. Am înțeles. Dintre toate modelele de competiție pe care le-ați pilotat, aveți unul preferat? pe păi am pilotat așa, deci uh, Dacia 1410 Sport, Sport. Uh, 5GT Turbo, grupa N, grupa A, Clio, Williams grupa A, Maxi Clio, Maxi Megan, uh, Clio RS, da. Raniotic aici în, în poză, care era de fapt o grupă, o grupă N, între uh -huh. timp evoluase grupa N, uh, Subaru, N11, subaru N14, Clio R3 uh -huh. Max. Aici maxul de, se definea nivelul de evoluție maxim al motorului. Da. În limitele, în, parametri, în parametrii permiși. Cam asta au fost în mașinile în regim de concurs în, în campionat. Așa, da. mai și altele, am pilotat și altele. Dacă mașină de concurs, asta a fost maxim, ega nu clar, era nivelul maxim de performanță pe linia acesta, la două da. roți motrice. Mi-ar mai fi plăcut să, să pilotez, dar am pilotat-o doar la teste și setări. Se pune. Pilotam Clio Super 1600 uh -huh. cu care am mers. Cătălin Cizmaru și Adi Răspopa. Da. Mai întâi Cătălin Cizmaru, după aceea Adi Răspopa. E, mașină fărâmată în cele din urmă de Adi Răspopa, e, care era mai extremă oarecum uh -huh. puțin. Bun, nu era un 2 litri, era un 1600 cm cubi, e, dar era ușoară. Mașina reglementară internațională era reglementarea super 1600, care trebuia cu echipaj cu tot să nu ai mai puțin de 1200 de kilograme. Da. Noi aplicam la noi în România, nu această reglementare, ci reglementarea a grupa A, în care mașina era la 1000 de, în fișa mulcare, 960 de kilograme. Da. În Franța, în Italia, unde mergea, trebuia să-i pună lest. Uh -huh. La Dietă Spupă, am scos lesul și am adaptat la legislația, reglementarea națională, care era mai permisivă. Deci, aveam uh -huh. o mașină de 960 de kg, cu un final cu 255 de cai, uh, cutie secvențială, lățită, tot și cu un motor care mergea până la 9200 wow. de ture. Wow. Da? Da. Care nu era ușor de, de condus pentru că trebuia tot timpul să fii minimum între 7000 sub 7500 de ture, nu aveai cai. Da. da? ca să-i găsești pe aia 250 și căutai acolo cei 250 de cai între 8500 și 9000 de, de, ture. Deci nu era ușor de condus, dar venind după Maxim Egan, uh, mașina îți, îi simțeai greutatea. Da. O simțeai cât de ușoară este. Deci... Uh, greu oarecum de dus, dar o satisfacție, o satisfacție maximă. Dar doar la teste am mers cu ea, prea puțin. Se pune. Se pune ca și când, ca presupun că la teste se merge într-un regim destul de ridicat. Nu se... Destul de ridicat, dar nu se compară cu cursa, plus că nu era mașina mea, eu verificam, o reglam tot, pe care spuneam lui Cătălin sau lui Adi, uite mașina, dă-te. Uh -huh. Și eu săream dintr-o mașină de 960 de kg într-un Subaru de 1300 de kilograme, de uh, turbo, motorul ăla de 9000 de ture, era... Uh, uh, uh -huh. era. Și la Subaru trebuia să aștepți locomotiva <laughs> să se înfoaie, turbina. Da. Deci, totalmente alte, alte senzații. Și mașini de stradă, aveți vreuna preferată? din câte ați condus, din miile, cred că ați condus. Ne-am condus chiar miile, am condus multe, așa... La nivel de performanță, poate era un, un Murcielago, dar proprietarul, tocmai erau etapele de campionat GT. Da. Cursa de GT. Am fost Și m-am dat noaptea pe traseul de GT. Era semi-închis. Da. În jurul casei poporului. În jurul casei poporului. Da. Cu proprietarul în dreapta. Noaptea. Da. Și nu-mi place deloc să merg tare pe șosele neînchise. Uh -huh. în public. Deci nu sunt deloc un vitezoman aici. Categoric. Da? Da. Așa că găsesc o trecătoare. Sunt în Brașovean. Mai prindeam un, un predal la 1 noaptea liber în niște ani, că în ziua de azi uh -huh. e aglomerat tot timpul. Nu mai există oră liberă pe DN1. Nu mai există. Îmi făceam puțină plăcere dacă să conduc, să mă strecor, să fac salon printre mașini. Sau cu o mașină de acest gen foarte puternică, nu e nicio plăcere. Uh -huh. Deci, la nivel de performanță, da, dar nu, nu, nu mi-aș fi luat-o, n-aș fi ținut-o dacă o aveam în garaj, n-aș fi păstrat-o. Uh -huh. O amintire cu un Diablo din colecția Ion Ciriac, Care încă mai este în colecție. Da, da. cea galbenă. Da. Și eram atunci cu Răzvan Mogureanu, uh -huh. care zice, Georgică, eram pe la Snagov, pe linia cea dreaptă, care ducea pe complexul de acolo da. și zice, și tu, vreau să văd și eu că trecem de 200 și ceva la oră. <laughs> Zic, bă, Răzvane, dacă o veveriță dacă iese. Da. <laughs> da? Lăsând o parte că la 200 și ceva la oră cu mașina aia, Drumul este îngrozitor de, de îngust, da. băi, ești tâmpit, iese un câine, iese unul din pădure, uh -huh. da, și mașina care, na, iau da. din colecția Ciriac și era Mojilian, atunci fost coleg de curse și care era responsabil de, de patrimoniu da. de mașini, zice, băi, ce ție ți o dau. Da, da, da. Da? Da. Și eu nu eu nu dau lui măgura de <laughs> război, eu ți-o -ți dau. Deci foarte, foarte stresant și o mașină foarte stresantă pentru că de condus, pentru că o totalmente ergonomică. Uh -huh. Dă-te-ai ca într-o Dacia 1100, dacă adică mașina e foarte lată în spate, îngustă în față și stai în scaun cu picioarele așa deviate și cu volanul uh -huh. așa. Uh -huh. da? <laughs> Uh, un schimbător manual și ai că conduci un camion din ala de pe vremuri, un V8. Da. da? Deci fizic. Fizic, mașina foarte, foarte stresantă de, de condus, foarte fizică. Da. Foarte fizică și... Dar e mașini care m-au marcat. Înțeleg, da. da? Nu m-aș da cu ea pe stradă pentru că nu este neapărat agreabilă de condus. E o istorie automobilului. Impresionantă, dar nu. Așa de, de plăcere, am avut două experiențe interesante. Ferrari, da. un 359 GTB, uh -huh. tot cu promotorul, în care zice avem 359 GTB, unde îl testăm. Uh -huh. Și aveam niște mai mici care aveau acces la pista de avioane de pe lângă Urziceni. E o fostă pistă de elicoptere în anii 50 ajunsese la departamentul penitenciare Aha. și aveam accesul acolo, am băgat o perie din aia să scoată iarba, dar tot rămăsese și s-a scos așa un culoar. Un culoar, da. da. Am făcut o filmare frumoasă, era un hangar din ala din anii 50 arcuit cu niște uși ruginite, și mi-am făcut uh, mi fotografia și îmi plăcut când, mai ales dacă făceam eu un test, să iasă ceva deosebit. Da. Zic, fii atent, băgăm Ferrariul în garaj, filmăm cum se deschid ușile, cum uh, se aude zgomotul, um, om, um, se aprind farurile și ies din hangar da. uh, și iau, uh, iau virajul. Și mașina a fost uh, impresionantă, a fost și filmarea frumoasă impresionantă și cu un eveniment amuzant. Aveam amicul care era acolo cu... avea niște avioane, niște avionașe și am aranjat să fie cameramanul în avionul, avioneta aceea și mergea deasupra ferrari și comunicam prin radio și mergea deasupra noastră după care Ferrari-ul da. accelera și nu mergea mai departe. Și amuzant a fost că a o doamnă PR, domnișoara PR de la Ferrari și a rămas aceeași domnișoară sau doamnă nu Corina? Nu. nu. Și mă uit la, așa zic, acul de benzină, <laughs> zice, păi aveți 20 de litri, va ajunge. Adică uh -huh. răzbune, ce facem <laughs> 20 de litri? <laughs> și am trimis pe unii colegii cameramani cu mașina cu care venisem dute și a cumpărat două canise de benzină din Urziceni uh -huh. de la OMV și cu benzină cu superul așa nu se numea care era acum asta se numea și uh, am venit noi cu 40 litri de benzină uh -huh. și am auzit amuzant a fost că a fost uh, iarba fusese curățată. Da dar uh, ferarea era foarte jos, uh -huh. deci noi luam și uh, când s-a terminat testul, după aceea am avut reproșuri în zile următoare, că practic uh, acționase ca o lamă, ca o secerătoare. Da. Și se umpluse radiatorul, fiind vara de semințe, semințe, ciulinii resturii da. vegetale. <laughs> și uh, același josvan zice, băi, băgăm și noi un 300 la oră? <laughs> și am ridicat piciorul din gaz la 270. Pentru că era pistă veche, cu plăci da. de beton, se făcea Mai erau încă piste vechi de aviație în care luai, decolai la cursele locale cu nane 24 sau altele și la fel făcea. Uh -huh. Și la un, dat, la un moment dat mă așteptam așa să facă, să se ridice botul mașinii. Da, da, ca la avion, da. Aveam și în memorie proaspăt incidentul de la Le Mans cu Mercedes-ul care da. decolase. Cu Weber, el a fost unul din exact. ei. Exact. Da. Și mă gândeam și mă așteptam la un moment dat să se ridice botul mașinii. Și la un 270 îmi zic, băi, două naibii, bine, lasă că ajunge. Deci mi-a fost teamă. Mai erau și iepuri care treceau pe acolo. Uh -huh. zic, mai este ceva ne facem praf aici cu cu mașina asta Cum a? Deci 359 GTB ca mașină sport de așa de gentleman de stradă, da. 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 Și mai are și experiență Ferrari foarte frumoasă cu uh, Butuza din Brașov uh, care avea uh, Ferrariul de stradă și cel de curse. Uh -huh. Și Maximilian e la garaj. Era cel de curse pe capre. Ce vă îmi pare rău că nu poți face o tură cu asta, dar cu ăla de stradă. Aici facem o tură în poiană. Și eu m-am dus să iau locul din dreapta. nu, tu conduci. Avea, și acum are casa pe drumul Poienii. Și dai drumul în drumul poenii în circulație deschisă, mai întâi cu palete, după care pe automat, după care palete. Experiența, oricum foarte ușor de, de condus, și agreabil, în afară de trofeu. Afel, 911-ele. Bun, am condus 911 de cursă, uh -huh. dar aș parca, dacă ar fi așa un garaj al plăcerilor, cred că aș parca mai întâi un 911, mai mult sau mai puțin vechi, și, și un alpin un alpin A110-le modern sau ăla vechi? A trebuit să încep cu cel vechi. Cu cel vechi, da. <laughs> care se află în, în colecția Țiriac. Dacă este cineva interesat, se află un alpin A110. E eu... un A110, mai este și un alt A110 într-o colecție privată pe lângă Snagov, pe acolo, uh -huh. care a apărut la coastă de câteva ori cu... Cu Horia, Da, cu Horia, chiar el? Bine de știut. El manageriază acea colecție privată și s a venit la câteva coaste cu același. Să știu cu cine vorbesc de acum încolo. Nu știam secretul acesta. Am înțeles. În ceea ce privește mașinile moderne, ceva ce vă creează plăcere, ați condus multe electrice, ce părere aveți despre ele? În se îndeaptă industria auto? Greu de spus încotro se îndreaptă. Adică știm în ce se îndreaptă, dar greu de spus care va fi viitorul. Da. Adică pariurile, mizele se, se tot schimbă. Da? Um. Unii piloți, uh, colegi de-ai mei, amici buni, că dacă uh, Discutăm liber, da? da? Dacă îl chem pe Horaciu Cristea, care este foarte bun, amic și un foarte bun cunoscător, și documentat în tot ce trebuie de auto, știe da. tot. Da, de deci este enciclopedie? Horaciu Cristea este enciclopedie. Da? Da. O, uh, primul pilot și spun de electric. Cu care am mers eu. Scoate ceva din popor. <laughs> Rapid. Da. Rapid. Este și foarte comunicativ, și slobod de la gură rapid, da. eu așa câte o extremă, ia da. un jurnalist auto care mi este coleg APIA, actualul președinte, Dan Vardie, care și-a fost la începuturile presei auto, așa, el crede total în electric. Uh -huh. da? Dacă nu mă înșel, chiar conduce o mașină electrică te zic cu zi. Da, da, conduce da. un spring. Da. Dacia Spring. Da, este încrezător 100%, aș spune, fără rezerve. Nu știu, acum, poate în ultima vreme n-am mai discutat cu, cu, el. În electric. Da. Schimbările sunt foarte rapide. Disruptive, ca să folosesc un termen lansat de Dan. <laughs> Cu încălzitul planetei, cu salvarea planetei, nu, nu sunt în, în zona asta. Uh -huh. Bun, este clar că trebuie făcut ceva și s-a făcut. Trecerea electrică mi se pare cam violentă. Așa. Nu va, din punctul meu de vedere, nu va salva planeta. Trecerea atât de violentă soluțiile tehnice de baterie nu, de exact asta este cauza, uh -huh. sursa de energie electrică. Da? Da. Am condus electrice și lăsând deoparte încărcătura noastră emoțională, injectarea noastră cu mirosul de benzină, de vapori, toate astea de zgomot care ne-au da. Ne-au creat ca indivizi, ca conducători auto. Dacă ne dăm la o parte asta, facem un tabular sa, uh -huh. E foarte interesantă. Uh -huh. E foarte interesantă. Încă o dată, dacă admitem că putem simți plăcere din ceva ce nu face zgomot. Da. Că aici sunt barierele. Avem niște bariere din de, educație. Fac o paranteză. filmul, karting, Da? da? Doi timpi. Da. Fimea. karting, Are 10 ani de karting. Uh -huh. Și acum, dacă mai mai venit pe la cursă de karting, da, Se trăiește, în ea, se zbârlește părul pe mână uh, din, pentru că a trăit. Și acel amestec de doi timpi. Uh, da. Uh, Fimiu. Vin la cursă de karting și vin colegi de școală. Da. De clasă aici, la tunari. Și intră în, în cortul mare, unde se încălzea cu un motor. Pă ce pute. Da? Dau un exemplu. Da. da? Deci, eu și simt, acum am în memorie uh, pornitul Renault-ului 10 la Brașov, când eram copil mic în garaj. Da. Și avea un șoc automat și avea un amestec mai bogat și este uh, un amestec cu uh, acelea de gaze cu vapori încă nearși, și uh, niște aromatice. Da. Unii zic că stai tămpit. Uh, de mine, da? da, Deci niște aromatice specifice, da? Deci da. am le-am le, -am, le -am mirosit, da? Generația nouă nu le are. după care mi-i spun, că ce pute. Da? Da. Deci trecând pe tot, tot asta la o parte, electricul este interesant. Cum da. accelerează, cum tot, cum frânează. Uh, am condus și Tesla, am condus și Kia, mașina anului de acum. Uh, un an sau doi? Ani? De acum doi. Acum doi ani. Uh, impresionantă. Uh, am cunoscut și de treiu care m-a fascinat. Nu sunt neapărat un fan al brandului, poate datorită managementului din România, care am avut personal conflicte. și uh, Nu le ascund. Uh -huh. uh, dar ID3-ul și uh -huh. Impresionant. Ținută de drum, dinamică, frânare, m-a fascinat. ID3-ul și Kia uh, Meganu, electric. electric da. uh, impresionante, ca ținută de drum, uh, silențiozitate, când nu mai e zgomot de motor, da. nu mai acoperă altele și se aude totul. Da. Deci trebuie să reușești să filtrezi toate zgomotele de rulaj și zgomotele de suspensie. Când ai niște elemente mecanice care se mișcă un amortizor, face zgomot un amortizor. Așa este, da? Da. Sunt niște supape, niște pistoane acolo care se mișcă. Da? Deci cum reușești să filtreze și dinamica și frânarea ținută de drum? Un uitor. Ținută de drum, unitor toate au bateriile jos, centrul de gravitate mai jos decât la o mașină. Da. Asta apropo și de opel Astra Electric cu Cristiana din vara trecută. Da, da, da. Deci, uluitor toate acestea. Pe de altă parte, toată acest impuls, direcție dată, forțat industria auto, da. care va bulversa lumea. Da? Unități de producție care dispar, componente, unități industriale, tehnologii care se vor pierde. Uh -huh. da? uh, 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 uităm la istoria istorie auto, pe la anii 1900. Exista o concurență între electric și termic. Exista. Da. Da? Uh, dacă ne uităm la ce făcea firma Bosch în anii respectiv cu baterii electrice, cu tot, a câștigat termenul, termicul pentru că a fost boom uh, petrolier în America, și de acolo s-a lansat totul. Acum se reia oarecum. Uh, Uitându-mă la tehnologiile noi, uh, cred că va rămâne electricul. Uh -huh. Va avea câștig de cauză, dar nu în forma actuală. Adică motorul electric în sine este uluitor. Este. Da? Da. Uh, am mai vorbit cu unii alții care lucrează în cercetare la diversi producători, nu pot să zic uh, numele. Uh, zice bai, lucrăm la motorul electric încastrat cu frâne, cu tot în roată. Uh -huh. Deci nu va mai fi nicio planetară, nicio cutie de viteză, dispare, totul va fi în roți. Da. De aici a pilotat de calculatorul mașinii și antipatinaj și uh, SP-ul și ABS și tot, 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 tot tot, centura... tot 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 și totul va fi în uh -huh. da? Și pe ansamblu greutatea mașinii vom recupera aici din uh, din altele dacă se vor problema bateriei. E clar că pe tehnologia actuală uh, pe acumulatorii actuali care gen sunt energointensivi în fabricarea lor, sunt consumă energii, resurse, vom muta, să zicem, interesul geostrategic din Orientul Mijlociu în alte locuri, în Asia și în Africa. Nu e, nu e o soluție. Dar motorul electric în sine, dacă găsim modul de stocare a energiei electrice, da, Pila cu hidrogen. Da? Dar nu-mi da. imaginează că dacă ești motor cu hidrogen, îi vei da să meargă da. cu hidrogen. hidrogen. Da. De fapt, punerea în mișcare va fi tot cu motor electric. Da? Numai că avem altă, altă resursă altă genere, resurse de producere a curentului electric. energiei electrice. Cred că aici, aici va fi. Și dovadă experiența interesantă la Dakar. Cu Audi. Cu Audi, da. da. Care. Uh, mie îmi pare rău că n-a câștigat lăp, pentru că își dorește de atâția ani să câștige, Dakarul. dacă ar scăpat. Deci, țineam la... cu el. Da. Pe altă parte, Science mai câștigase deja. Uh, da, experiența lui Audi, ca să spunem că mulți nu știu. Da, e un electric, dar de fapt da. este un motor termic care funcționează la un regim constant uh -huh. și care produce curent electric pentru trei motoare. Electrice. Un generator, practic. Un generator. Da. Da? Și nu s-ar fi un motor de 2 litri, care un motor de 2 litri n-ai fi putut scoate din el 400 de cai cât, cât are acel Audi, ca să țină și un Dakar. Corect, da. Da? O viteză în coastă, da. <laughs> Dar nu, nu un Dakar. Și e un exemplu de tehnologie. Sunt într-un pionierat. Dacă ne uităm ce pași a făcut motorul electric, uh, termic, da. în 100 de ani, poate că și electricul, și întotdeauna pașii mari au fost în situații de criză. Așa este. Da? Da. Saltul mare. În primul război, războaiele au generat progrese. Primul război, al doilea război mondial, a motoarele de avion, motoarele de tank da? și uh, unde vom ajunge acum? Deci, în situații, de criză, situații de criză sunt generatoare, și inclusiv războaiele, generatoare de progres tehnic, tehnologic deosebit. Să sperăm că nu vom avea mari situații de criză, că nu vom avea chiar un al treilea război mondial ca să trecem la. Avem o situație de criză care e criză de societate pentru că obiectivele impuse, nu obiective impuse, legea da. impusă nu e, ca asta înțelege lumea. Da. În clipa actuală, Vrem, nu vrem, ne place, nu ne place, din 2035, zero vânzări de mașini Terme. cu motoare termice în UE. Da. Și suntem în UE. Suntem. Deci, asta va trebui să fie. Am da? auzit un zvon că Germania s-ar putea să iasă. Mai puțin mașinile cu carburant sintetic. Sintetic. S-a da. reușit această derogare. Da. E o derogare. Am înțeles că mai este, nu, nu știu, toate, toate, toate la labirinturile legislative pentru anumiți producători care au producție sub un anumit uh, volum, da. la modele sportive le lasă, cu, dar cu motoare termice pe carburanți sintetic. Este, Ar fi bine. Ar fi bine pentru că trecerea este prea violentă. Uh -huh tot avem un sector auto european care merge la containerul de gunoi uh -huh. și așa se externalizează, se externalizează foarte mult în afara Europei producția, adică deja am avut un partenariat, de exemplu cu unior care produce scule auto. Da. Am aflat cu ocazia asta că Unior în Slovenia este între puținii producători care a rămas, care mai fac piese forjate de oțel. Ei produc biele, de exemplu, pentru grupul Volkswagen Audi, pe lângă sculele lor, adică au rămas foarte puțini. Da. Restul Rest totul s-a dus, emigrat. India și, și China nu mai găsim, se duce... Adică revoluția industrială de la 1800, născută în Europa, toată această industrie, rezultatul acestei revoluții industriale se duce, dispare. Da. Din păcate. Din păcate. Deci va fi consecințe mari din punct de vedere al industriei, locurilor de muncă, uh -huh. productivitatea fi mult mai mare în domeniul ăsta, vor fi oricum pierderi de, de muncă. Când începi să închizi fabrici, uzine, mai știți că bmw externalizează nu mai va produce el niciun motor termic, alea care le mai produc. Da, momentan nu se mai produce niciun motor termic de BMW în Germania. Germania urmează exact. să nu se mai producă în Europa. Deci cam asta e. Nu cred că evoluție e bună pentru, pentru Europa. Niciodată. Adică oricum nu Europa va salva planeta. Nu Europa va pune capăt încălzirii globale. Că să așa ne uităm așa. la mijloacele de producție energie electrice, la mijloacele de transport aerian, naval și evoluția trebuie să vină să fie globală, nu numai Europa. europeană, da, așa este. Aveți dreptate. Am fost în am fost în în Indonezia și la aeroport era o mașină, o navetă ori motorul, menzină. Trec să pun bagajele în spate și apropo de aromatice. Da, gaz. De fapt, era în cadrul uh, unei convenții Organizației Internaționale a Auto, OICA, unde Apia este membru. Da. Și l-am întrebat, zic, voi ce euro aveți? 3. <laughs> trei. trei. Uh -huh. Da. Între timp am aflat că Indonezia, care este o piață foarte mare, da? 80 de milioane de locuitori da. și piața auto foarte mare. Uh, au trecut la Euro 4. Uh -huh. Deci uh, Europa salvează planeta, iar Indonezia, care e o piață auto foarte mare, merge pe Euro 4 da. și nu stresează pe nimeni. Exact. A, deci, efortul trebuie să fie să meargă mai multe direcții și nu neapărat au, automobilul este țapul dispășitor. Așa este. Se dorește în Europa să se reducă totuși poluarea localizată, să scoatem fumul, noxele, care este nociv pentru plămânii da. noștri. Confirm aici, doar. pentru că sunt fără carnet, cum am zis, și am mers da. pe trotinet, am cumpărat o trotinet. Când mergi cu trotineta, îți nu parte că n-ai unde să mergi. Da, apropo, dau un, uh, un, bing uh, pentru legiuitor. Da. Adică eram foarte pornit, antitrotinetist. Da. Până când forțat am devenit. Da. Uh, nu ai pe unde să mergi. Noi. Pe trotuare, dar urmă la tine. Pe carosabil este exclus. Da. E moarte curat. Am luat două trânte până acum, două, două trânte, două trânte, noroc că aveam uh, cască, uh -huh. aveam casca de schi, am pus casca de schi uh -huh. și uh, pe care am julit-o tare, deci uh, aveam uh, în, la căzutura cea mai zdravănă, aveam geaca moto de, uh -huh. de asta, de un enduro așa, cu un întărituri la coate și la umeri. Da. Deci am jupuit uh, textilul de pe cotul stâng, casca deschibelită, mănușile primite cadou de la doamna mea uh, care aveau protect pentru moto da. uh, și întăritură sub piele aici julite. Da. Uh, nu ai pe unde să mergi pe e plin de capcane, uh -huh. uh, șanțuri, canale, petice, găuri, uh, la rotița aceea mică, cea mai mare de 10 Aha. Care este? Este infinit. Nu ai, nu ai. Îți smulge ghidonul din mână dacă nu ești uh, atent. Da. Soluția rămân pistele ciclabile, cât sunt, că știm cum sunt ele, sau trotuarul. Da. Trotuarul este mai safe. Este. Dacă accepti că la fiecare trecere trotuar, asfaltul a făcut pantele să merge așa, însă ai o bordură de 2 cm care nu o poți trece cu roata de, de trotinetă dacă, dacă e a ta da. și ți la da. Iar apropo de trotinete, de luat exemplu Parisului care a interzis, uh, am, am, auzit, da, o interzis trotinetele interzis. închiriate. Da. Și uh, am făcut o experiență la început cu trotinetă închiriată. Uh -huh. Păi am înțeles de ce lumea merge atât de nebunește cu trotinetele. Pentru că ești, ți se iau banii la trotinete, da. nu da. la distanță, ci la timp. La timp, da. Și atunci toți merg De la Piața de Nord până la Piața Romană, distanță da. minimă. Am luat am și prima dată când am cu trotinetă. Uh -huh. okay. Stai și eu la... Bă, e roșu. Da și ca să traversez piața romană. Deci stai la semafor. Da? Pe păi după aceea mi-a dat 18 lei. De la gara de nord până la piața romană cu trotineta. Păi banii ăștia luam Uber, Bolt, da. ceva, orice. Exact, aceiași bani. Aceiași bani. Aceiași bani. Și atunci înțeleg lumea de ce trece pe roșu nu respectă nimica, pentru că se uită la bani. Deci o soluție greșită. Primul lucru ar trebui Legitorul să-i oblige să schimbe modul de, de, taxare. Pe kilometru. La distanță și nu la timp. Că altfel se transformă trotinetistul cu trotineta închiriată, este un concurent uh, contra timp. E în probă specială. Da, e în probă specială. E în race mode, nu ține cont de nimic, de priorități, de absolut nimic. Pe trecerea de pieton, de peste tot. Deci... Uh, și asta spuneam că asta era comentariul tău cu gazele, se da. simt. Deci asta la tine se simt. Când mergi prin, merg printre mașini să mă duc în față la, la semafor, se simte. Da, e greu să și respiri uneori. Și asta, se, asta vrea Europa, de fapt, să facă. Să uh, nu mai avem poluare localizată în centrul orașelor, pentru că aici locuim. În oraș locuim, în oraș muncim în oraș ne petrecem majoritatea, majoritatea vieții și atunci... Iarăși un comentariu ca să dăm uh, spectatorilor ocazia să le înjure puțin pe Grigorescu, ăsta s-a trămpit. Uh, nu este de transport transportul în comun. Nu este. Deci eu la ora actuală combin de o lună și ceva uh, trotinetă cu transportul în comun. Transportul comun în București, cel puțin pe anumite zone, Uh, avem atelier în zona de nord, funcționează spre Chitila încolo, funcționează foarte ok. Uh -huh. da? Cu abonamente, cu cartelă, cu autobuze care vin uh, la timp, uh, nu sunt aglomerate, uh, modernizate. Ier mers Mescu am luat două autobuze, amândouă erau electrice. Trebuie uh -huh. deci să mai vedeți și conducătorii auto să conducă cu electrică. Da. că dacă s-au mutat de pe un autobuz cu cutia automată care ai niște mișcări mai suave mai da. cu electricul totul e mult mai violent imediat și... da și te bruschează ba, mai tare da, da. Da, bă, de motor <laughs> da? ajunge să fiu acolo ca un uh, gimnast să, să mă agăți dacă e o persoană în vârstă la așa este da? dar uh, transportul în comun în București uh, Vorbim de la de suprafață care era cel mai criticat. Este într-un progres sensibil. Se poate merge cu autobuzul, cu autobuzele, tapiserie, frumos, curate, încălzite, moduri civilizate, poți să plătești numai că ai vine controlul. Poți plătești cu cardul, cu telefonul, cu abonamentul, da, pe aplicație, aplicații. Progresele sunt, sunt mari, deci Poate să fie o soluție. Chiar mă gândesc, de exemplu, cum avem atelierul spre Chitila uh, și mai am uh, colaborare cu fostul garaj Renault la care eram, care este la Piața presei, uh, Mă și gândesc, zic, păi las mașina, seara o opresc la, la Renault, uh -huh. la garaj, o las acolo, iau trotineta, <laughs> când stai bară în bară la ora 5-6 după amiaza da, e ca să ajungi spre centru încolo, pe trotinetă, frumos, relaxat, dacă e bulevardele astea mai mari, aviatori, chisele, toate alea, ai pistă ciclabilă mare, trotinetă, înduc acasă, o parchez a doua zi înapoi și iau mașina cu trotineta să ieși în zonele mai în afara centrului unde nu sunt da, piste nu, nu. nu. Este o, e o aventură. Da. Să e în, un risc destul sper de mare. Sper să rezistă întreg până la redobândirea permisului dar nu. Dar în schimb altfel ca soluție sau să combin cu transportul în comun iarăși mulți omii au înjurau pe alții cu noile culoare de autobuz da. pe zona de nord. Nu, am mers cu ele cu autobuzul, autobuzul într-adevăr, înainte stăteai jumătate de oră în trafic cu autobuzul, de la piața presei până la arcul de triumf. Așa este. Nu, acum ai culoar, pac, Deci, este un, este un plus. Se pot uh, găsi soluții, deci este un, uh, un viitor. Am amici în străinătate care nu acea ce mașină, nu, nu are niciun sens. Mă amici cu transportul în comun. Sunt pași de făcut. Așa este. Sunt, sunt pași de făcut. Poate o să ne aliniem și noi. Eu am fost în vizită la un prieten în Amsterdam astă vară și el stătea la, nu știu, 20 de minute de mers cu trenul până la, el la muncă. Tren din jumate în jumate oră. Da. Și atunci, el, el ceros ce rost avea să, să meargă cu mașina până în centrul orașului Amsterdam unde lucra. Bun. La și noi la... ce este lipsește o viziune globală. Da. Da? S-au făcut niște terminale din acestea în Străulești, ăla stă gol deocamdată, că uh -huh. nu-mi este clar nici mie. Da. Adică ideea e să vii cu mașina dinspre Buftea, Mogoșoaia, toate alea, să lași acolo să iei transportul în comun. Da. Am văzut că s-a mai făcut ceva frumos în Pantelimon, la capătul Pantelimonului. Încă, încă este neclar cum pot să funcționeze toate aceștia și să fie, să fie articulate. Da? Dar trebuie o viziune de, de ansamblu care la ora actuală cu nu există. Am avut primari mai îndrăzneți, mai puțin îndrăzneți, mai vizionari, mai puțin vizionari. Când mă uit la bucata aia de bulevard de autostradă din Grozăvești, peste Dâmbovița, care uh -huh. pe trece pe la semănătoarea, pe acolo, Crângași, și se termină. Se, se, oprește brusc, da. Se termină. unde viziune. Pentru că au dat autorizații de construit pe malul lacului, deci pe acolo nu vom putea trece, da. tot cartierul îi prinde blocuri, scopul este să iasă undeva în A1. Da. Pe unde să o scoți în A1? Nu mai e unde. La mintea mea, zic eu, logică, ar fi să o faci pe piloni peste lac. Da, așa e. Și să te faci pe dreapta nu să acolo. Da. Dar la coada lacului s-au dat autorizații, sunt construite iarăși Sumedenie de blocuri, blocule, bloc, nu bloculețe blocuri da. masive. Da? Deci nu se uită nimeni, nu, nu există viziune, nu. Nu știu. Ați, și ne trebuie viziune. Ați apucat să mergeți pe breteaua nouă de autostradă de la zero? Mi-am propus, nu am apucat încă. E un, e un pas. adică Va fi pasul mare. În clipa în care se termina zero, poate în când termina zero, se vor gândi totuși să rezolve și centura mică, mică. În zona da. veche, care avem un fel de bulevard uh, circular, că tot sunt eu francofil, uh, francezii au bulevardul circular uh, la Paris, care de fapt sunt vechile bulevarde, da. care da. sunt un bulevard circular în afară de periferii cu care e centură și autostrăzile centură, că au făcut și astea departate, da? Da. Pentru că nu poți face centură cu sensuri giratorii, cu treceri de pietoni, cu zone cu 30 la oră. Nu. Autostradă cu ieșiri și intrări. Da, Asta au făcut ar patru fi. benzi între DN1, de exemplu, și până spre militari încolo și A1, că sunt patru Pe benzi. Pe centură, da, două da? cu două, da. Uh, sunt patru benzi, dar cu treceri de pietoni și cu, cu zone giratorii, de, da. de 30 la oră. Și revenim la problema cu care am început. Nu știu oamenii să se încadreze în acele sensuri giratorii. Văd, deci, ei vor să se încadreze. Mașinile care vin din sensul opus, ele se duc în sensul din care mașina care vrea să încadeze a venit. Și atunci ei așteaptă ca acea mașină să iasă din sens până să se bage. Nu, uh, nu au simțul acesta al uh, urgenței. Ok, vine mașina, când ea în sens, eu am loc deja să mă bag. Nu. Și așteaptă să vadă ce face mașina care e deja în sens până să se bage. Și Dar atunci se creează... Educație rutieră. Școlile de șofer pentru cei care ies acum, educație rutieră care trebuie făcută pentru cei din școlile vechi. Da. da? Mama la, până la 80 de ani a condus mașina. Uh -huh. Am stat la un moment dat și am făcut cu ea instructaj pe sensul de giratorii. <laughs> Eu am plingat lângă Brașov de acolo. Așa? și pe calea București, am făcut sensuri giratorii, după care ce? păi tu mai chinuit, mai pus să învăț, uh -huh. dar tu știi că nu respectă nimeni. <laughs> Eu încerc să respect, să da. mumez banda în sensul giratorii da. și alții mă claxonează că ei taie drept. Da, așa deci, este. Deci, deci dacă o persoană la 80 de ani poate să învețe cum se circulă în sensul giratoriu, Presupun că și alți conducători auto pot, dar trebuie puțin educație, campanii campanii de educație rutieră, privind da. viteza, privind uh, încadrarea, privind circulația pe autostradă, pentru că nu știm să circulăm pe nu știm, autostradă. Nu știm, da. e, o, e, o mare, e o mare problemă și este un mare pericol să circul pe. Cei care intră pe contrasens, banda de urgență. Da. Îmi vine să fac pipi, mă opresc pe banda de urgență. Deci, Am văzut nenumărate. Astfel de cazuri cu oameni care își făceau nevoile la marginea drumului și treceau mașini cu 130 pe lângă ei, e un pericol. Plus, mm. oamenii nu știu că, banda, că pe banda de accelerație se accelerează. Nu, Ei intră pe banda de accelerație și după aceea, fără să accelereze, se intră pe autostradă pe prima mm. bandă și se miră că vine... Mi s-a întâmplat mie, mie, mergea o nu, persoană se cu 40... Opresc, deci. Se opresc la cedează trecerea se ternă banda de accelerare, da. unde o să trecerea, banda de accelerare de din benzinărie sau din parcare și acolo se opresc. Da. După care ei vor să încadreze în trafic. Deci nu, nu se cunoaște, dar asta înseamnă educație rutieră care trebuie făcută. Educație rutieră care salvează vieți. Așa este. George Grigorescu, Vă mulțumim că ați participat la podcast cu prioritate aici la Promotor și cu altă ocazie, n-am vorbit mult de sportul auto, dar uh, am vorbit despre mașini. O să mai facem o ediție, vă promit eu, în care vom vorbi și de motorsport. A aș fi avut o grămadă de întrebări și de motorsport, dar uite că timpul oricum aștept. pentru cei care doresc să mai documenteze desigur putem mediatiza faptul că avem site-ul www.mach1sport.ro avem site-ul www.cupadacia.ro Cupadacia Cupa Dacia care start în motorsport și largă românește era unul din subiectele este... de discuție dar nu am mai avut timp din păcate și o să lansăm curând și www.cliotrophy.ro Anul trecut am zis Clio Rally 5 Challenge România. Prea mare numele. <laughs> da, e prea mare, a fost așa o conturnare pentru că Clio Trophy este practicat de producătorul francez, care da. nu mai este de alpin, dar era condiționată utilizarea europeană, că este Clio Trophy Franța, Elveția, Spania, Olanda, Germania, așa. Italia de anumit sponsor, și am reușit să-i facem să înțeleagă că sponsorii noi nu avem în România, că nu vor să susțină sportul auto, da? o să se uite la cine mă refer, o marcă de automobile și o marcă de uleiuri, o marcă de anvelope și o marcă de uleiuri. Acea marcă de anvelope și acea marcă de uleiuri, nu, 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 lasă, noi avem alte combinații, facem alte lucruri, și atunci am obținut derogarea anul ăsta ca să o numim Clio Trophy, România, fără să avem acei parteneri. Acei parteneri da. Poate vor veni să-mi bată la ușă. Sper. Și deci avem deja trei site-uri de, de motorsport și unde se pot documenta și pentru cursurile de pilotaj, licențe, fraz, și de ce nu să avem curaj să spunem, vreau să mă pun și eu la punct. Da. Azi am venit în coace, am zis că am venit cu uber da. A fost cea mai bună surpriză. Un băiat tânăr care deja stătea corect la volan. Da? Deci nu, nu, nu mai era așa, ă, strânit pe cotieră, spătarul dat pe da. spate. Stătea corect la volan, mâna stângă la ora 9, mișca corect, chiar dacă era cu dreapta pe schimbător, tot ca să le spun unei mașină, nu elicopter, elicopter se pune cu manșa, da? <laughs> uh -huh. uh, uh, și uh, m-a auzit vorbind la telefon pe da. drum de anvelope cu cuie, Covas da, da. Covasna, Winter, uh, și zice, nu, vă faceți curs auto? Da, și intrat în contact, dar cu cursuri, cu asta, uh -huh. și i-am dat cartea de vizită, zice, o să vă caut, pentru că vreau să mă pun la punct cu uh -huh. asta. Foarte bine, un om care știe ce, ce vrea. Pentru că altfel îmi pun mâinile în cap. Deci când merg cu da. de o lună jumate și cu uh, prestatori de car sharing, este îngrozitor. Eu prefer să închiriez mașinuțe în București pe aplicație decât să iau Uber. Dar bine, eu am permis, dumneavoastră nu aveți momentan hmm. Dar există mașini pe care le iei de pe stradă, le deschizi cu o aplicație, te urci tu la volan, conduci tu cum vrei, le lași unde vrei și plătești chiar un pic mai puțin decât ar fi pe Uber, Bolt și alte servicii de ride-sharing din acestea. Dar conduci tu, te asculti muzica ta, poți a ta la volan și așa mai departe și da. din acest motiv le și recomandă. Dar bine, cu condiția să ai permis. Asta e, o, asta e o mare problemă pentru că cineva poate folosi aplicația ta... Deși nu are permis să conducă acele mașini. Există o. De exemplu, dacă dumneavoastră nu aveți permis, eu am, vă dau da. contul meu de aplicație și vă suiți la volanul acelor mașini. Mie îmi vin amenzile și toate celelalte, dar nu te oprește nimeni. La fel cum nu te oprește nimeni să te urci la volan dacă n-ai permis pe mașina proprie, da? Parcă e altfel. Oricum, de, vă mulțumim. Mâine, să vin cu, ne trezim cu cipul care ne citește după ochi. După ochi, da. mașina a închiriat-o Ionescu, după ochi, tu ești Grigorescu. Da. Ce cauți aici, da. Amendă. Dar o vă Nu, te oprești, te oprești. Te oprește, te oprește. Te te mașina. Te oprește mașina. Mie mi-a suspendat contul două săptămâni la această aplicație pentru că am mers pe DN1 cu Dacia Spring cu 99 de km pe oră. Și vezi, doamne, am mers prea repede. Veneam din, de la aeroport, mă duceam acasă și am mers pe DN1. Și e limita unele porțiuni 70, unele porțiuni 90. Eu am pus Dacia Spring pe Eco, i-am redus puterea de la 44 la 30 de cai putere și am mers cât poate. Ea merge cu 100 de km pe oră pe modul Eco la 300 de cai putere și eu am mers așa, timp, 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 până la 99 am mers. Și pentru că au considerat ei că eu am mers prea repede sau pe o, vite pe o distanță prea mare cu 99 de km pe oră, mi-au spălat contul uh, două săptămâni cu Dacia Spring, deci. Da, e progresul tehnologic va ridica niște probleme de, legate de libertatea individului. Așa este. Din ce în ce mai, mai rapid vor fi ridicate. Om trăi și om vedea. Și vă promit eu că la, la următorul podcast vorbim numai despre motorsport. Încă o dată vă mulțumesc că ați venit la noi Asi. și vă mai așteptăm. Voi ne puteți scrie în secțiunea de comentarii, evident ne ajută un like un share, un subscribe și dacă aveți prieteni care sunt pasionați și considerați că aceste informații le ar fi utile, le puteți da acest podcast mai departe. Eu am fost Luci Popa, drumuri bune, la revedere! Mulțumesc.